Sofia a operat-o profesorul Tamam Youssef pe 20 februarie anul 2020. Continuăm seria de filme inimi care bat cu încă o eroină. Astăzi vă spunem povestea Sarei Mihoci. Aveam o problemă de infertilitate. Au existat 3 fivuri. Al treilea a fost cu succes. A primit o veste minunată, că e fetița mult dorită. Dar că există o problemă la inimioară. Și am ajuns la Marie Curie și l-am văzut pe hol. Și mi s-a părut un om atât de bun. Am avut cazuri în care au fost copii care au luat bine în greutate, 2-3 luni, și au venit în stare extrem de gravă la spital, neștiind că au o malformație cardiacă. Dacă pentru oameni pandemia a fost însemnat pierderi, pentru noi a fost o șansă. Din cauza pandemiei, echipa de medici a rămas în România și a operat peste 60 de copii. A fost operat la 4 luni și un pic țin minte, am plinit 5 luni când era la terapie intensivă. Toți trebuie să fie perfecți, că altfel unul de care nu este bun compromite operația, se compromite munca tuturor celorlalți. Ne-am dorit atât de mult, încât probabil că l-am grăbit pe Dumnezeu să vină și n-a apucat să termine inimioara. Și au terminat-o ungerii pe care i-a trimis Dumnezeu pentru ea. Cel puțin între 15 și 20 de persoane intră în contact cu copilul. În sala de operații numai, în sala de operații sunt 10 persoane. Am crezut că o să ies fără ea din spital. Operația a fost reușită, dar mai trebuie făcut un pas până la vindecarea completă. Există o problemă și ar presupune o nouă intervenție. Eu vă mărturisesc secția, dacă o să o avem și dacă o să avem sprijinul tuturor și dacă toată lumea sunt interesați să facem un vis real ca să devină o școală de cardiochirurgie pediatrică. Am ajuns să mă rog pentru acești medici și calculez să-i țină Dumnezeu sănătoși până la 100 de ani și să poată face ce fac. Ne uitam la ei cu umor. Erau câțiva care puteau să scape și erau foarte, foarte puțini. Da. Extinderea secției de cardiochirurgie a Spitalului Marie Curie va crește numărul de pacienți vindecați cu 300, poate 400 de pacienți. Medicii aceștia, pe lângă că sunt psihoterapeuți pentru părinții care ajung acolo, se pare că au timp să construiască și spitale pentru noi. 8844 Love. Ca să putem avea o secție suficient de mare, să-i tratăm pe toți copiii ăștia bine.